Marțiara la ora 20, în cadrul Realități și Perspective Magazin, la rubrica Retrospectiva Săptămânii, se va arunca o scurtă privire asupra bisericii, dar și asupra situației din Israel, care pare tot mai încordată. În partea a doua a emisiunii vă așteptăm cu un grupaj informativ de la colaboratorii noștri din studioul din Ierusalim al TV7, după care de la GNA aflăm că Samaritan's Purse s-a implicat în Oklahoma, unde tornadele destructive au făcut ravagii, că Mission Aviation Fellowship și Rotarians Against Malaria colaborează de peste 10 ani în Papua Noua Guinee pentru a eradica malaria, că Yael din Eritrea a trecut prin mari încercări din cauza credinței în Isus, că echipele de evangelizare Christ for All Nations au organizat peste 1100 de cruciade pentru copii în Rwanda și că, în ciuda atacurilor asupra orașului Mykolaiv, regizorul Dima continuă să slujească alături de soția sa însărcinată. Așadar, vă dăm întâlnire marțiara la ora 20 la Realități și Perspective Magazin. Alpha Omega.